Salariul unei femei de serviciu de la Universitatea din Pitești este comparabil cu cel al unui asistent universitar, dacă cea care are grijă de curățenia în unitatea de învățământ câștigă 2096 de lei, cei care îi învață carte pe studenți, respectiv asistenții universitari, au salariul de 2200 de lei. Femeia de serviciu la ora actuală și asistentul universitar sunt comparabili ca salarizare. Ceea ce nu știu dacă e bine sau dacă e rău. Pentru femeia de serviciu e bine. Stimulul pentru asistent universitar nu mai există. Un asistent universitar la ora actuală, conform legii, este deținător de titlul de doctor. Dar copilul ăla care a ajuns doctor în științe, în școala generală nu s-a dat cu cercul. În liceu nu s-a dus la foarte multe chefuri și nici n-a stat de plimbări și de alte activități social-culturale prin parcuri. A stat cu coatele pe masă și a învățat. În facultate, iarăși, n-a stat de dat cu sticla pe geam, a învățat. Pentru că nu poți ajunge într-o asemenea poziție academică fără să fii foarte bun. Cum s-a ajuns la această situație? Rectorul Universității din Pitești spune că este o anomalie și explică pașii care au condus la acest tip de salarizare. O anomalie sindicalistă la bază și după aia guvernul n-a avut de ales, că ele, ci că personalul ăsta nedidactic, a fost uitat din grila OUG38 aia din decembrie. Uitându-i, normal că sindicatele s-au dus la gâtul guvernului și guvernul n-a avut de ales. Și a zis, bun, hai să mărim și la ele, și la ei, nedidacticul. Și le-a mărit-o.